Cine a primit? Cumnatul ăsta un scaun pentru mama, că am uitat să-i aduc de acasă. Te rog frumos, că nu se poate. Dacă nu poate să steie. Porților bisericii, se va face așa cum bine știm, ca la Paști, rânduiala lovitului în ușă.
Sfinții episcopii noștri Alexandru, Virgil și Ioan, Domnul Dumnezeu se pomenească într-o împărăția sa cea cerească. Totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Pentru împărăția sa cea cerească. Și binefăcătorii acestei sfinte biserici. Sat. Foarte bine, mi-a fost foarte greu. A trebuit să trecem Somișul la Ilanda, că ne-am construit aici o bisericuță frumoasă cu ajutorul lui Dumnezeu și a părintelui și cu ajutorul credincioșilor din sat. Le mulțumim la toți care ne-au dat ajutorul și ne-au sprijinit. Ce înseamnă pentru dumneavoastră biserica asta? Înseamnă pentru noi o ușurință, că noi, eu sunt bătrân, am 77 de ani să mă deplasez, nu știu unde, și cu ajutorul primăriei și a cetățenilor ne-am făcut această sfântă biserică. Ați visat în urmă cu 10 ani că o să aveți o biserică aici? N-am visat niciodată. S-a realizat așa ceva frumos în satul nostru. Drept că cu un sprijin și din străinătate. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască din bun și iubitor de oameni. Amin. Iată că în duminica aceasta calc cu nevrednicie pe urmele eminentului cardinal Hosu, care acum mai bine de 76 de ani venea aici, în această localitate, dar la biserica cealaltă, bisericuța de lemn, pentru că aici există o biserică. Cunoaștem cu toții problemele care încă mai există datorită patrimoniului bisericesc. Iată însă că în această localitate de Dumnezeu binecuvântată,
credincioșii au găsit o nouă soluție. Nu cea a forței, nu cea a bătăilor, nu cea a justiției, ci aceea a împăcării, aceea a împreună unirii într-o zidirea unui nou locaș de închinăciune pe care îl vedeți aici, plin de credincioși în această zi. Cu adevărat, putem spune și am spus-o, localitatea Podiș își arată acum cu vrednicie acest nume ca și pod, punte de legătură între cer și pământ, o punte de legătură între oameni.